Domnule Zelco, 21 martie, spre seară deja, ziua mondială, sindrom Down, sărbătorită în toată lumea, sărbătorită Curești în mai multe locuri, dar prin dumneavoastră, o sărbare aparte. Am mai avut invitații, iertați-mă, la tăieri de panglică, dar centrul respectiv nu se va muta de acolo. Am avut invitații la conferințe. Concluziile conferinței vor fi publice. Dar împreună cu dumneavoastră am participat la bucuria a 150-200 de copii cu părinți, cu sport, cu dans, cu, iată, lansare de carte și petrecere. Cum ați reușit? N-a fost ușor. N-am fi reușit fără sprijinul atâtor și atâtor oameni. Astfel, pentru evenimentul de dimineață, unde cam 120 de copii au primit medalii, s-au întrecut la basket, la sport. I-ați văzut și pe cei mici care au făcut acel traseu unic în Europa prin grijă celor de la Special Olympics, cărora vrem să le mulțumim pentru materialele care ni le-au pus la dispoziție, apoi pentru școala numărul 30, care ne-a pus acea frumoasă sală la dispoziție, mare, luminoasă, curată, în care copiii noștri s-au putut desfășura. De neputință, gânduri că vor fi marginalizați, ridiculizați, etichetați, limitați și constrânși de societate. Societatea a început să înțeleagă ușor-ușor și să accepte diversitatea indivizilor, necesitatea integrării copiilor cu Landon Down în școli normale, pentru ca aceștia să poată avea ca etalon atitudini, comportamente normale. Îi sfătuiesc ca ei înșiși să-și schimbe mentalitatea și percepția asupra copiilor lor și să se poarte cu ei ca și cum nu ar avea niciun diagnostic. Adică să se poarte firesc, să le ofere toată iubirea și tot sprijinul lor. Toate eforturile nu sunt în zadar, ele se concretizează mai târziu în integrarea în societate. Până unde se poate ajunge? Șerban este unul din răspunsuri. Am să închei, nu înainte de a-i felicita pe părinții lui Șerban, pentru că au crezut în copilul lor, l-au sprijinit tot timpul, pentru că s-au luptat cu mentalitățile și atitudini imperimate, pentru că nu au precupețit niciun efort ca să ne arate nouă cât de departe se poate ajunge. Bună ziua tuturor! Sunt Nicolescu Șerban Ovidiu, născut în anul 1981. Ca pregătire școlară, am terminat liceul teoretic Traian din București, obținând atestat de operator calculator. Sunt angajat cu carte de muncă la Fundația Special Olympics România. Aș vrea să mă refer la două lucruri. Unul, la modelul Șerban și doi, la
ce s-a spus puțin mai înainte despre angajare. Încep cu angajarea pentru că sunt foarte, prea puține exemple de persoane cu sindrom Down care sunt angajate în România. Șerban este un caz special, dar ca și familia lui și noi la Special Olympics am încercat să creăm un model și cu speranța că și alții vor urma acest lucru. Din păcate, nu sunt foarte mulți până astăzi angajatori care se bucură de faptul că au în echipa lor persoane cu sindrom Down. Așa cum la Motivation sunt foarte mulți oameni din scaun rulant care lucrează, la Special Olympics ne-am dorit să avem printre noi pe unul dintre sportivii noștri ca să nu uităm în fiecare zi pentru cine lucrăm. Am avut ocazia de-a lungul anilor să colaborez cu mai multe organizații și de multe ori facilitatori sau instructori care au venit din străinătate scriau pe tablă: nu uitați de ce vă aflați aici. Pentru că de multe ori uităm și suntem conduși de alte motive decât acelea de a face ceva pentru beneficiarii noștri. Noi sperăm că încă n-am plecat de la acest ideal și scop al muncii noastre și verificăm asta în fiecare an, cel puțin o dată la Jocurile Naționale. Și atâta timp cât acolo pe podium va fi bucurie și pe lângă podium mult zgomot, noi nu o să ne supărăm că sportivii nu s-au așezat în ordine sau că n-au înțeles să stea, să vină într-un anumit ritm la podiumul de premiere. Noi ne bucurăm atâta timp cât ei se bucură. Alături de membrii Asociației Down București și cei ai Asociației Sindrom Down București, la această sărbătoare au participat cu bucurie elevii ai școlii speciale numărul 9, ai școlii speciale numărul 4, precum și prietenii lor de la Liceul Teoretic Lucian Blaga și de la Școala de Artă din București. De o lună de zile, noi ne străduim ASDB-ul cu dansurile, noi cu sceneta noastră, să iasă ceva frumos, să sărbăm. E adevărat, pentru noi este a șaptea întâlnire de acest fel pe care o celebrăm, dar aceasta este prima oficială din punct de vedere al întregii lume ONU, unificându-se astfel toate zilele pentru această zi simbolică, 21 martie, trisomia 21. Ce aș putea să mai spun? Abnegația voluntarilor. I-ați văzut, frumoși, tineri, dăruindu-se total ca să putem să realizăm această comuniune